analizăm și le spunem totuși, nu e... Eu când îi spun că fac risipul, nu mă cred. Curge foarte mult, da. Ce vă operiați dinții, când ceapa curge fără motiv. Păi dacă pun un castron acolo de desubt, să-l umplu direct. Ce nu pun un castron? Două găleți, poate. Un castron. Ce este important este să înțelegeți că simțul economiei, simțul economiei și al consumului raționalizat trebuie să mă încerce. Pentru că atunci când nu ești atent, poți să faci o risipă nejustificată. Așa se întâmplă. Da? Deci rămâne un lucru pe care, să spunem, nu luăm în seamă. Când lași să curgă apa, poți să lași să curgă un jet mai, să zicem, cu presiune mai mare sau mai mică. Dacă o lași să curgă mai, cu presiune, e puțin de acolo țire un pic, da, poți să lași despre din să aștepți. Dar tu, dacă dai la presiune maximă și aștepți despre, dar ce vrei să faci? Dar mă spăl! Da. Aceste lucruri trebuie să fie în vedere. Da. Păi dacă vreau să mă spălăm apa, atunci trebuie să... Chiar aș face cu voi o discuție, zicem, voi vă dați seama ce ar înseamna dacă noi n-am avea picătură de apă și am cumpărat doar să bem? Da. Să nu-i pot spăla, să nu pot să la toaletă. Vă dați seama cam unde am fi? Ce nivel de... Am fi murdari și desguste tot. Am fi... N-am vrea să știu ce urmă. Cum ar... Dacă aș analizați apa la rândul ei este cu energie electrică adusă, pompată, etc. De ce s-a spus că au apărut o pană de curent electric în orașele mari, s-a făcut un blocaj foarte mare. Deci tot ce înseamnă utilitățile acelea. Dar din punctul meu, din punctul meu de vedere, apa e mai valoroasă decât aurul. Și poate nu o să mă credeți. Credeți-mă, fără aur puteți trăi. Dar fără apă, suntem morți. În 40 de zile suntem disfrutând scopoliu. Sucurile se fac din apă. Din ce se fac? Fără apă, n-ai avea nimic. Oricum, este cu concentrație foarte mare. 80% aproape apă. Voi vă dați seama că apă din 40 de zile nu te știa de groasă, mai inundați. Da, hai să ne întoarcem la să vedem așa. Deci 7 decimetri, 40 cm și 0,6 metri. Se ridică papa până la jumătate. Mergem tot în decimetri, da? Deci zicem, volumul... Da, volumul este egal cu... 7 decimetri. Adică lungimea, a pus-o domnul profesor. Da. Acum să punem și lățimea, copii. Ziceți. 4 decimetri. 4 decimetri. 4 decimetri. Și lățimea? Lățimea. La jumătate. La 6. Dar care volumul face domnul profesor? La apei sau a cubului? Da, facem al cubului. Apare 0,6. 6. 0,6. 0,6 decimetri. Și face în total. Ia spune, 7 cu 4 28 cu 6. O să fie 16,8. Decimetri cu, da? Corect. 16,8 decimetri cu. Jumătate cât ar fi? Jumătate ar fi 8,4. Jumătate din volum, da?
8,4. Solul pe doi egal cu 16,9 și egal cu 8,4 decimetri cubi. Adică ce înseamnă 8,4 decimetri cubi? 8,4 egal cu 8,4 decimetri. 8,4 la ce înălțime se ridică? Se ridică la... Da, pentru că se pune jumătate din ce-a rămas și... Aici este. Deci, volumul apei este 8,4. Cum am făcut? Noi am făcut volumul total și am băț la noi. Deci câți metri cât de apă? Câți metri? Metri cu mă interesează. Metri cu de apă. Da? Păi de deci metri de stați în volumul. Adică trebuie să mulțim cu 1000, înseamnă 8400. Deci 8? O să fie mai mult. Mai mult? Stați puțin de decimetru din metri. Dar un metru nu deci ridic. Stați, să scrie decimetru și metru în sus. Așa. Mai puțin și o să fie 0,008. Așa, 0,0084. Ce? Metri? Cubi. Asta v-am întrebat, domnule. 0,084 metri. Nici măcar un metru și nici măcar... Deci sunt 8 litri de apă. 8 litri de apă... Vă zic la mine, asta pentru un pește. Da, da, da. Pentru un pește. Da, 2 pești, da. Eu știu. Pești șoare. Da. Am văzut... Eu știu să... Ce am interesat aici? Cu ce ne alegem colecția? Vreau neapărat. Davide, tu ajungi acasă de plecând de aici, de la lecția la Trebuțofora, ce rămâne ții definitiv în minte? Un decimetru cub egal cu un litru. Asta este. Mie îmi rămâne cu metru cub, eu mii de litri, domn profesor, și asta este formidabil. 100 de gălezi de apă. 100 de gălezi de apă. Și eu consum 18 metri. Deci aceea de asta m-a marcat pe mine. Acum, deci ce stau eu cu gura de voi? Mai rău ta. Da. Apropo de faptul cum faci... Da, litri, domnul. Dar eu așa fac, mă spăl pe dinți, îmi ghid apa. Da. Corect, dar faci așa bravo. De acum am profesor și eu. De acum am profesor și șere să facem. Ne udăm pe mâini, închidem apa. Punem săpun. Dar nici nu așa, dar ne spălăm. Deci, spre exemplu, ne țin apa și dăm așa la minuță, ne spălăm. Sigur că mama nu aici vrea să ajungă. Da. Nu așa vrea să spună. Exact. Da, așa fac. Tu te duci acum pe extreme. Dar extremă la alta, știți? Apa e folosită. Și mai degrabă se referă la faptul că se poate face același lucru cu presiunea apei mult mai mică. Și nu pentru că plătesc eu un ban în plus, domnul profesor. Nu, economia asta generală. Ci pentru că nu prețuim această apă care este aur. Și dacă vă aduceți aminte când stăteam la blog, Davide, și când erau defecțiuni, domnul profesor, și dura 3, 4, 5 ori sau 2 zile, și cum eram disperat să n-aveam apă la toaletă, poate n-aveam apă strânsă ca să bei sau să faci o oală din mâncare, și de atunci vedeai cât e valoroasă apa. Nu pentru că dăm noi 5 lei în plus sau 20 lei sau 100 lei în plus, ci pentru că dacă n-am avea apă, deci suntem foarte bogați ca și țară, dacă n-am avea această apă care este aur, noi am fi niște. Nu știu, nici nu vreau să mă gândesc din ziua de la da, ar fi nașpa. E prăjitor. Am să adăugă și cât am putea trăi. Mă uitam la cei egipteni, cum prețuiau și țineau bidonul ăla de 2 litri în mână, ca pe, știți, că ne-au dus în oraș. Un bun atât de exact, toată lumea prețuim aurul pe care, știți, așa îl prețuiau ei și toți cupau bidonul ăla și erau fericiți că beau 2-3 guri de apă. Și noi facem așa și sigur. Să bea apei sălburate apă. Nici vorbă. Nici vorbă nu-și bea apei sălburate apă. Deci luau un bidon și beau toți puratei, toți copiii, toți... Și trăiau să mai țineam de la cor, nu știu cum. M-am speriat, deci în resorturile de lux la care noi am fost, era... Da. Dacă m-am mers vreo 3 ore, mai prin timpul, două ore aproape mai prin deșert, m-am știi, tata deșert, din avion, m-am speriat, am zis unde am venit, era pentru prima dată când mergeam, și m-am speriat și pe aceea când am văzut că noi ne-au dus așa un pic deasupra stațiunii ca să vadă că e lux, să vedem să ne revenim și-a dat și pilotul seama că noi ne-am șocat și după aceea când ne-au dus în oraș în excursii, și ne-au arătat viața lor, deci vă dau muștile,
bucata de cambri, pâinea era pe jos, erau foarte împuțiți, luau apă la bidon așa și o pupau cu bidon, adică luau două gurițe și îi dădea ca să ai deci, apă. Prețuiau... Pe scurt, aici era luxul extra, apreciai strada exact. Și era deșertul sărăcii Luciei. Da. Da? Deci, acolo, deci, imediat, stăteau în pietre, în pietre așa făcute, o locașă acolo de niște da. Cartoane. Exact, ca cum stau țigarii în cortul, nu știu cum da. Să spun. Nici, sărăcii, îmi pare bine că nu mi-amintesc. Mai rău. Eu mi-amintesc așa că acolo creșteau niște capre. Laptele acela care era acolo de... Și capra, păi de cap, de unde îți dădea ca capra, mai dădea și laptele, că era din... Da. Stai, stai puțin, dai 9 secunde. Era o capră care te dea lapte de carton? Nu. Dacă mânca carton, ți ceva de speriat. Da, 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 într-adevăr. Capacitate. Nu. Multiple și sunt multiple. Da. Și ce are legătura asta între cea mai importantă? Și știu și eu, metru cub înseamnă? 1000 litri de apă. Deci 1000 de găleți. 100 de găleți de apă. Adică dacă folosești cum o să gândiți un metru cub. Deci metru cub egal 1 litru. Asta este.